Salutare, dragi prieteni, bine ați venit la un nou vlog. Cum am spus aseară pe live, azi m-am decis să-l fac. Mi-am luat puțin timp. Acum am terminat treaba la ele. O mare parte, nu chiar toată. Ia uitați rațele. Uitați rațele Rowan. Acolo două rațe, aici o rață și doi rățoi. Asta este matca, e singura care va rămâne. Rațele șești. Uitați rața maro. Nu mai sunt rațe maro. De șești, uitați-le. O, pe zăpadă se vede foarte fain și foarte mișto. Ia uitați și găsculițele. Ia uitați-le acolo. Aceea trebuie tăiată. Nu știu, trebuie să mai cumpărăm niște gâște. Ia uitați și iepurașul, singurul care a mai rămas. Iepuraica, nu știu ce a pățit. Am găsit-o seara, îi dăduse mâncare și dimineața o găsisem moartă. Asta e. Trebuie să cumpărăm alta. El are granule aici. Are și pâine uscată, i-am dat. Granule, văd că, ia uitați și aici, a făcut în ele. Trebuie să-i fac și lui curat, pentru că nu i-am făcut de câteva zile. I-am pus foarte mult fân pentru căldură, pentru că a fost destul foarte, foarte frig. Foarte, foarte frig. Ia uitați și caprele. Abia, după cum vedeți, am început să scot de la ele. Fix în azi de Revelion. Dar asta e. În loc să mă duc să mă distrez cu prietenii, stau la animale. Dar asta e. La anul va fi altfel. Ia uitați-le pe acestea două. Deci toate caprele sunt înfătate. Deci și eduța aceasta de anul ăsta, care astea două sunt mamă și fică. Căprița nouă este și ea afăta. Nănuța acolo jos și ea este afăta. Și aceasta eduță tot de anul ăsta, care, după cum vedeți, sunt mamă și fică. Deci lângă ea este mama. Țapul e acolo. Azi dimineața le-am dat mâncare tain și jumate de aproape un balot. După cum vedeți, eu mi-aduc acolo rezerve după gard. Trebuie să iau ața aia cu văcat ras-o. Mi-aduc rezerve ca să o am în curte, să nu mai mă duc până la stoc. Și după cum vedeți, trage și prin gard. Deci, efectiv, trag prin gard. O să le mai pun imediat mâncare. Ia uitați ce burtă mare are aceasta. Sper că va făta 2. Deși după burtă așa se pare că va făta 2. Aceasta cu siguranță va făta 1 ca în fiecare an. Sunt foarte curios la acestea tinere, aceste 3 tinere, ce vor făta. Asta este foarte grasă. Deci efectiv grasă rău. Uitați-le acolo. Acolo am pus chestia aia și un celofan pentru dos. Am astupat cu spumă și chestii de genul, pentru a fi cât de cât ermetic pentru fătări. Acolo va fi închis și chestii de genul. Rațele stau în zăpadă, n-au ele treabă, nu, nici măcar nu intră înăuntru. Uitați, aici au porumb. Aici iar porumb, deci azi dimineața am pus undeva la 13 kg de porumb. Deci vedeți, fac risip foarte mult. Ele nu prea stau aici pentru că zăpada e mare. Aici înăuntru, după cum vedeți, cam așa îi. Le-am pus sus. Bine, nu le-am pus eu, dar... Da. Uibarile le-am prins... Le-am prins sugus încât să urce în ele. Aici ouărațele și aici găinile. Ia uitați și cocoșul. Foarte frumos. Ia uitați acest puișor. Foarte, foarte frumos. Barbă și cioc, era să zic. Uitați și găinile pitice. Una acolo. Un cocoș aici. Una acolo. Deși sunt amândouă scoase, ceea ce ai de sus, tot a doua serie. Sunt scoase de ea.
sunt serii diferite. Găinile australorpe au început să ouă, ia uitați una. Și acolo. Mai avem găini pitice. Numai că... Ia uitați-le. Ia uitați una acolo. Nu prea stau ele pentru că sunt foarte multe. Ia uitați una acolo. Foarte, foarte, foarte frumoasă. Și cu barbă și fără barbă. Am prins un cocoșel. Are puțină barbă, după cum se poate vedea. Gata, du-te, nu te chinui. Cocoș australorp. Ia uitați, aceasta deci este o găină foarte, foarte plăcută mie. Deci un crem, e pitică și un crem foarte mișto. Ia uitați și pe aceasta, pitică. Destule rațe, deci cum am zis, iepuraica mi-a murit, rațe am tăiat, bibilici am tăiat, găini am avut probleme și mi-au murit. Și tot s-au dus din ele. Aici nu este nicio păstră ca să vă arăt. Asta, deci asta efectiv o ador. Ia uitați-o. Rațe românești, leșești, gâște, rațe rowing, deci moțate. Efectiv un clip foarte lung. Vă mai zic. Ia uitați-l și pe Taki. Stați să-l chem. El e la poartă aici, mă așteaptă. Deci, efectiv nu mă lasă deloc în pace. Hai Taki. Hai. Hai Taki. Ia uitați-l. Foarte jucăușel de fel. Și rău, rău mușcă. Ia uitați-l. Vrea în continuu numai joacă. Deci joacă și când plec de acasă plânge. Deci nu mănânc, când plec de acasă nu mănâncă, nu bea apă. Și foarte nașpa. Cocoș australorp. Cam acesta este, dragi prieteni, clipul. Sper că v-a plăcut. Vă mulțumesc pentru susținere și pentru că încă nu mai vizionați canalul, deși nu mai este o activitate foarte mare. Sper că v-am învățat, cum am spus și să replaj, sper că v-am învățat unele lucruri. M-am învățat și eu de altfel. Din ce am știut eu, am spus la alții. Vă mulțumesc pentru susținere, sper că ați învățat ceva. Cam acesta este clipul. Un an nou fericit. Fiți, mă, oameni mai buni. Nu mai fiți atât de răi. Deci, efectiv, atâta răutate în oameni există de... Nu-ți dai seama. Fiți mai buni că nu strică. Nu... Nu-i greu. Chiar nu-i greu deloc să fii puțin mai bun. Sper că anul ăsta măcar lumea să-și mai dea seama de unele lucruri. Pentru că de când a apărut acest virus, efectiv oamenii s-au stricat de tot. Efectiv stricați mental, din punct de vedere mental. S-au dus, s-au redus mental. Deci efectiv rari oamenii care chiar mai gândesc cum trebuie. Și sunt cu capul pe umeri. Majoritatea, deci cred în tot ceea ce văd pe mass media, la știri. Deci orice se pune pe mass media, deci toți cred. Majoritatea, nu toți. Efectiv nu ai cum. În fine, un an nou fericit. Sărbători fericite în continuare. Să ne vedem cu bine la anul. O să mai revin cu clipuri. Cam acesta este. Vă mulțumesc. Distracție plăcută în astă seară.